данным патрульной полиции, то за час можно выявить более 100 нарушений по скорости. Сегодня мы решили проверить этот факт операцией «Скорость». Мы будем это проверять методом капкана. Метод капкан заключается в том, что одна служебная машина стоит без полицейских опознавательных знаков. В ней находится радар, и мы будем проверять, сколько водителей нарушает скоростной режим города. Георгий, добрый день. Назио. Мы бы хотели узнать поподробнее об операции, на которой сегодня поприсутствуем. Де часто звом ведзведя мобилизис, кум сактивядзе ла полиция де патруларе, в момент, кэн сфиксядзе де баширле де витеза. Сэнт май мульти методи ш форми де документа астфел дин калкэль. Una din metodele astăzi care a să vă povestim despre cum se lucrează și cum se documentează, deci este metoda automobilului capcan. Ce se subînțelege prin automobilul capcan? Deci cum ați observat, avem un automobil de serviciu care nu are semnele distinctive ale poliției, doar cât are numere de matriculare speciale, adică Ministerul Afacerilor Interne. În acest automobil este amplasat dispozitivul de măsurat viteză, radarul. Automobilul se poziționează într-un loc sigur, adică în siguranță, ca să nu încurcăm traficului rutier. Și deci începe efectuarea măsurărilor vitezei automobilelor care se deplasează la întâmpinare. La o distanță nu prea mare de automobilul capcan, deci sunt poziționate un echipaj sau două, deja cu automobil de serviciu cu semnalmentele respective ale poliției, deci cu embleme, cu simbolica poliției și prin intermediul stației de radio, deci se transmite informația despre automobilul care a depășit limita de viteză. Aceasta e una din metode care se practică. Este altă metodă, deci, care în genere exclude factorul uman. Deci, iarăși, același automobil cu de serviciu fără semnalmentele poliției, se stochează informația depășirilor de viteză, se stochează într-un hard de memorie. După aceea, toată informația se expediază la centru unic de monitorizare. Acolo se descarcă informația de pe card. Operatorii deja toată informația o cercetează. Fiecare automobil în parte, deci este stabilit cine este proprietarul, cui aparține și deci într-o scrisoare recomandată, deci se expediază încălcarea cu fotografia, cu poza concret, cu oră, cu locul, cu toate atributele contravenției. Și după aceea se invit contravenientul la centrul unic de monitorizare, face cunoștință cu încălcarea și îi se aplică o amendă, în dependență de cât ce viteză a depășit și cât este stabilit prin codul contravențional penalitatea. Deci el plătește penalitatea conform codului contravențional. Расскажите поподробнее, пожалуйста, о штрафах. За какую скорость, за какие рамки предусматриваются какие штрафы? Depășirea de viteză deci este stabilit în codul contravențional conform articolul 236. 236 are 3 alineate. Urmează să fie careva modificări făcute în timp apropiat, însă la moment activăm în baza articolului 236 alineatul 1, care spune că depășirea de viteză de către conducători autovehicul de la 10 la 20 de kilometri la oră se sancționează cu amendă de 400 de lei și aplicarea 3 puncte de penalizare. Alineatul 2 spune în felul următor, că depășirea vitezei, deci cu de la 20 la 40 km la oră, sancționează cu 600 de lei și 4 puncte de penalizare. Și depășirea mai mult de 40 km la oră, deci sancționează cel mai dur la moment cu amendă de 1000 de lei și aplicarea 5 puncte de penalizare. Vă dați seama, dacă depășim viteza mai mult de 40 la oră, de 3 ori în localitatea am depășit și s-a fixat încălcarea, deci acumulăm toate 15 puncte de penalizare și, practic, instanța judecată lipsește conducătorul autovehicului de permis de conducere. Хотелось бы узнать еще вот какой момент. По городу расставлены камеры, некоторые из них уже работают, некоторые должны вот-вот начать работать. Будет ли смысл вводить такие системы, как капкан, такие операции, или все-таки они уже изживают себя? Eficacitatea la sistema capcan, deci este și aș spune că e destul de bună. Da, s-a implementat acum sistemele noi de monitorizare, sistemele noi de fixare a
vitezii, a încălcărilor la general, trecerea la semnalele de interzicere a semafoarelor, deci sistemele noi care deja au observat toată lumea, sunt amplasate pe municipiu. Ele la rândul său totuși fac lucru, deci camerele, însă în alt fel. Deci ele stau în permanență, 24 din 24, ele în permanență fixează. Este un grup mare, o echipă destul de mare la Centrul Unic de Monitorizare, care toate momentele și toate încălcările care sunt fixate, ele deja în mod automat, ele sunt stocate la Centrul Unic și, deci, la fel, o să fie expediate fiecăruia în parte și fiecare lum, adică șofer, fiecare șofer o să-și plătească amenda. Deja o să fie... Noi sperăm că se vor disciplina într-un fel sau alt conducătorii vehiculor. Că îți dai seama că la orice pas stau cu ochii pe șofer și nu cred eu că și-ar permit fiecare să încalce în mod abuziv, regulat și sistematic. Deci o să fie, cred că, o regulă esențială să fie între conducătorii de autovehicul. Что ж, давайте посмотрим, как работает радар. Да, пофтим, луați loc și vă arătăm. Отступат Ауди. Дача Лога, номер 907. Где ваш город? Ла Дача? Да. Дача, 64 км на ора. Ора 10:57 de минуте. Mitsubishi 088 numărul de matriculare. Duceți-a luat? Nu știu eliberat de aici, facem procese verbale la două persoane care le-au... Plus, informația să fie transmisă la Centrul Unic de Monitorizare. Этот автомобиль din cauza are numerele acoperite, deci pe suprafața numărului de matriculare este amplasat o plasă metalică care câtuși de cât, dar diminuează câmpul vizual, adică nu se văd bine, nu se descifrează bine numerele. Conform standardului 122SM, deci este interzis amplasarea diferitor obiecte pe suprafețele numărului de matriculare. Tehnica este dotată cu așa un filtru care, dacă priviți la imagine, deci se poate de înserat numărul de matriculare și putem obține o calitate mai bună. Deci, cum vedeți, îndată numele au fost deschise, deci indiferent că a încercat să acoperi numele cu plastic, să nu fie vizibile numele, dar dispozitivul, aparatajul nou ne permite ca să vizualizăm numerele mai bine, să fie văzute. Deci, oricum nu scapă de penalitate. Итак, мы посмотрели, как работает радар, как он фиксирует скорость автомобилей. Сейчас мы узнаем, как все-таки оформляются протоколы и останавливают ли эти автомобили. Георгий, расскажите, куда идем, с кем там встретимся? Cum v-am spus, echipajul este la o distanță nu prea mare de automobilul capcană. Acum ne vom apropia de echipaje și vom auzi toată informația cum este transmisă, cum se documentează. După aceea ne vom deplasa la Centrul Unic de Monitorizare și vom vedea în forma electronică cum sunt procesate contravențele. Se primește? Cât proces aveți? Cât proces aveți fixat? Avem doar fixat 10 procese. 10, da? 10. Vreo 15 minute aproximativ lucrează, da? Stația de radio la cine? La colegi. Bine, activați mai departe. Deci, cum ați văzut, automobilele stau amplasate de marginea drumului la o distanță nu prea mare, aproximativ 200-300 de metri de la automobilul capcan. În dependență unde pleacă automobil, deci este tras pe dreapta, este documentat, este de copie la procesul verbal. Dacă șoferul cere să-i prezinte probele, deci el poate pleca la automobilul capcan acolo, se derulează înapoi informația și poate să-și vadă încălcarea care a comis.
sau centrul unic de monitorizare îi va expedia acasă încălcarea. Deci, cum dorești șoferul, așa și punem la dispoziție probe. Iată-l, pista oprită. Este ea trebuie oprit. 4-9. Iată, informația a fost transmis că automobilul Mitsubishi a depășit limita de viteză, a fost stopat, se documentează. Deci automobilul, capcanul, cum ați văzut, nu este ascuns, este într-un loc vizibil, nu este în spatele altor automobile, sau deci într-un loc bine vizibil pe marginea drumului. Automobilii servicii care documentează la fel nu sunt ascunse, sunt poziționate pe marginea drumului, regulamentar, deci se poate de documentat în siguranță. Итак, мы прибыли в новое для нас место, в центр мониторизации и контроля. Хотелось бы узнать, что здесь происходит и что мы здесь увидим. Deci acum ne aflăm la centrul unic de monitorizare. Cum v-am spus, aici se stochează toate informații. Începând de la radarele care fixează viteza, radarele și camerele de luat vederi care sunt amplasate pe piloni prin municipiu, pe la intersecții, chiar și informația care anterior v-am arătat-o, care este stocată cu tabletele electronice. Deci toată informația se stochează aici în centrul unic de monitorizare. Cum a spus, este o echipă numeroasă aici, care toată informația o analizează, deci transmite informația fiecărui conducător auto care a depășit limita de viteză, a parcat neregulamentar, deci care a comis careva contravenție, toată informația este transmisă de aici, fiecărui acasă, prin intermediul poștei speciale. Acum vom intra și vom vedea cum arată, cum lucrează sistemul și deci, de ce se păzească conducătorii auto vehiculă. Давайте посмотрим. Deci aici la noi se află centrul unic de monitorizare. Avem un panou imens unde este posibilitatea de a vedea informații din intersecții, de pe anumite itinerare de și porțiuni de drum, cum circulă transport, cu ce viteză, în timp real. Vizualizarea se poate efectua din mai multe poziții, deci aceeași intersecție poate fi văzută din mai multe unghiuri, din mai multe poziții. Ca să vă fie mai clar, deci avem porțiunile de intersecții, avem regiunea aeroportului, unde deja sistemul funcționează și măsoară viteza autovehiculor. Informații despre autovehiclul care încalcă regimul de viteză, deci avem o tabelă specială unde este indicată limita de viteză pe porțiunea de drum și deci fiecare automobil în parte cu ce viteză s-a deplasat, avem în tabelă și respectiv avem numărul de matriculare la automobil, la ce oră, pe ce stradă, deci toate încălcările sunt fixate. Mai în detalii, deci o să ne povestească nou colegul nostru, Dorin, ce și cum se întâmplă în sistemul nostru. Aici avem un sistem care este, a fost dotat cu ajutorul Guvernului Republicii Chineze. Sistemul permite licitarea călcării poate trece la culoare roșie, depășirea vitezei stabilite, prezența asigurării obligatorie, precum și alte încălcări care pot fi licitate cu ajutorul cadrului de supraveghere. După cum și-a spus și colegul meu, avem un sistem în care ne permite a strânge toată informația din mai multe baze de date, cum ar fi asigurarea, vehiculele, orientare.
testările tehnice dacă au fost efectuate la timp și nu au expirat. Deci e un vast, vast volum de informații se poate stoca aici, se poate de analizat. Ceea ce spuneam anterior despre fixările contravenților cu ajutorul tabletelor electronice. Deci avem o altă porțiune a monitorului, unde informația despre contravenție fixată, deci este transmisă la fel încoace. Cum vedeți, în imaginea în cauză a fost așa, selectiv luat o oricare încălcare, se vede indicatorul de interzicere și un automobil oarecare parcat neregulamentar, deci în zona de acțiune a indicatorului de interzicere. La aceeași contravenție, deci, a fost fixat automobilul mai aproape. Se vede că se află la aceeași... Se face la aceeași unitate de transport. Unii deja este văzut bine numărul de matriculare. De aici, informația este expediată prin intermediul poștei la destinatar, adică la contravenient. Unii va fi nevoit să se prezinte încoace la Centrul Unic de Monitorizare pentru a suporta, deci, o amendă. Este îndrept să o contesteze, dar șanse, vă zic, din start că sunt foarte puține. Calitatea este de o calitate foarte bună, deci nu mai poate conducătorul autovehiculului să contesteze sau să nege faptul că a încălcat sau nu. Practic, în fiecare intersecție este amplasată o cameră de luat vederi care se rotește la 360 de grade. Observați și singuri, se rotește de jur împrejur, adică se poate de analizat situația din intersecție la orice unghi, din orice poziție. Mai mult ca atât, are un zoom, așa zis, care apropie imaginea foarte și foarte aproape, că se poate desluși chiar și unii elemente, cum ar fi numele de matriculare la automobile, anumite persoane suspecte care... Chiar în imaginea din fața dumneavoastră este Palatul Republicii, dacă nu mă greșesc, da. În cazul măsurilor în masă, tulburări în masă care pot avea loc aici, deci se poate de fixat orice persoană, se poate de fixat, se introduce în baza de date, chiar se poate desluși și unele obiecte care le țin în mână, da? Deci are o rezoluție foarte și foarte bună, camera care ne ajută practic în orice situație neplăcută. Aceste camere sunt amplasate practic în toate intersecțiile. Deci suntem dotați, zicem, cu un ochi electronic care poate vedea absolut tot. Nimeni nu mai poate scăpa de o sancțiune sau de ceva ce a comis și sper că nu va fi tras la răspundere. Deci electronica lucrează și permite foarte multe lucruri pentru noi, pentru poliție, ca să ne ușureze activitatea noastră. Насколько я знаю, присутствует и человеческий фактор. Мне было бы интересно узнать, сколько людей работают, сколько людей 24 часа в сутки наблюдают за нашим городом. Deci monitorizarea se face cu ajutorul a 6 colaboratori care sunt repartizați în două schimburi, lucrează 12 din 12 ore. Ei, aceștia 6 oameni, adică sunt în stare să monitorizeze un oraș întreg. Deci electronica are așa posibilități că poate fi dirijată de 6 persoane, ca un oraș al nostru, ca Chișinău, poate fi, vă spun, monitorizat cu ajutorul aceștia 6. Acum poate v-ați dat întrebarea de ce nu sunt ei pe loc, deci e ora mesei. Electronica nu necesită masă, colaboratorii noștri iau masă, dar, cum vedeți, sistemul funcționează, tot înregistrează. După o pauză de masă, deci iarăși merge procesarea informației, deci colaboratorii pot să acumuleze și să expedieze informația la destinatari, la contravenienți care au încălcat. Работники Центра мониторизации и контроля ушли на перерыв. Я думаю, что нашему герою Георгию тоже нужно было бы отдохнуть, поэтому мы его покидаем. А вы оставайтесь с нами и смотрите «Директ Динвиация».